Guvernul României pregătește majorarea pensiilor și a salariilor din România, precum și lansarea unui nou pachet social pentru românii cu posibilități materiale mici, în sensul de a ajuta să facă față valului de scumpiri la alimente. Conform știri.fresh24.ro, potrivit celor mai noi informații apărute în spațiul public, majorarea pensiilor va fi indexată cu rata inflației, adică aproximativ 15%. Pe de altă parte, salariul minim pe economie ar urma să fie majorat de la 1 ianuarie anul următor până la 2850 de lei sau să ajungă chiar până la 3000 de lei. Pensiile vor fi mărite cu rata inflației, după cum a anunțat liderul Partidului Social Democrat. Marcel Ciolacu a declarat că pensiile vor fi majorate de la 1 ianuarie 2023 cu rata inflației. Oficialul a declarat că primul lucru pe care trebuie să-l facă guvernanții este să depășească cu bine 1 septembrie și să apară în guvern cu actul normativ pe zona de energie. Vor fi mărite pensiile, vor fi indexate cu rata inflației. Legea există, se vor mări cu indicele de inflație, a afirmat Marcel Ciolacu. De asemenea, în coaliție urmează să se discute din nou creșterea plafonului la care pensiile nu vor mai fi impozitate, în sensul în care cei cu pensie sub 3000 de lei ar urma să nu mai plătească impozitul de 10%. Deocamdată doar pensionarii cu pensii sub 2000 de lei nu plătesc impozit. Fostul șef al casei de pensii a comentat declarațiile cu privire la lipsa banilor din pilonul 2 de pensii. Este vorba despre cele 7 miliarde de lei care au dispărut de la începutul acestui an din conturile românilor care contribuie la pilonul 2 de pensii. În ceea ce privește pilonul 2, în prezent el funcționează în mod activ pe partea de acumulări și mai puțin pe partea de livrări de beneficii. Nu este vorba despre un furt, ci despre rentabilitatea plasamentelor, a explicat Doina Pârcălabu, fost președinte la Casa Națională de Pensii, la Antena 3. Guvernul a cerut măsuri din partea autorităților de supraveghere financiară, în timp ce, pe de altă parte, fondurile private de pensii au transmis că această pierdere va fi recuperată în timp. Relatează știri.fresh24.ro.